Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru lună plină. Aseară nu am putut. Deci o lună plină care efectiv m-a adormit. Probabil că am strâns foarte multe situații, am alergat, am muncit, nu știu, dar o lună plină care efectiv m-a făcut să dorm pe mine. N-am reușit să fac etalare, dar interesant că aveți de ales între trei opțiuni, însă clarificatorii pe care i-am ales amândoi arată, ia uitați-vă, turnul, evenimente neașteptate, separări eventual, separări de probabil oameni care încearcă să domine, oameni care încearcă să bombardeze într-un anume fel, sexual, emoțional, să impresioneze, da? Și să preia conducerea asupra unei situații, aș spune separări. Separări sau evenimente neașteptate, un vedea și o mai trăi. Ideea este că la un capăt de cărți apare diavolul, la altul 5 de spade. Dacă sunt conflicte, dacă sunt jocuri mentale, vă îndepărtați de jocurile mentale și mergeți către 10 de monede, către stabilitate, către, eu știu, reușite profesionale. Dacă, într-adevăr, e o atracție sexuală, am zis aici bombardament, da? O atitudine așa mai narcisistă sau dorința cuiva de a impresiona, de a prelua comanda sexuală asupra unei situații care, într-adevăr, este creativă, este drăguță, va aduce multă fericire, dar un partener, în mod special energia feminină, în acest context, își dorește stabilitate. Rămâne de văzut dacă acest personaj vrea să impresioneze doar ca să aibă la pat energia feminină și dacă vrea să aibă doar la pat această energie feminină, va zice, gata, pa, nu mă interesează, eu am nevoie să fiu într-o vibrație înaltă, da? N-am nevoie de jocuri mentale, vreau un personaj care se implică, ia să pun aici un pic de bliț, da? Care se implică. Nu, care mă dorește doar din punct de vedere fizic. Interesant, în timp ce vorbesc, ați văzut, apare steaua, dorința de vindecare și valetul de cupe. Nu vrem, nu mai vreți, unii dintre voi, imaturitate emoțională. Vreți lucruri serioase și oameni asumați. Ah, fericire, fericire, nu zice nimeni, vrem să ne simțim bine. Hello! Acum vă las să vă uitați la opțiuni. Hello, Barcelona! Ia uitați pe ce-mi țin eu. E cineva din Barcelona? Salutări din Barcelona? Nu, către Barcelona, că eu nu sunt la Barcelona. Gaudi Park. Of course. Deci știți bine sau vă închipuiți că iubesc Gaudi. Dacă n-ați văzut Gaudi, vi-l recomand cu căldură. Dacă sunteți la Barcelona, ar fi și păcat să nu vedeți ce a făcut Gaudi. Ăsta e cel meu de rodie. Acum, haideți să vedeți opțiunea prima, a doua, a treia. Deci, prima, Dalmațian, parcă așa îi zice. A doua, ochiul de tigru, preferatul meu. A treia, haolitul, cu calități de vindecător. Hai să vedem, așa. Zic, perspectivă, da? Acum, să încerc să pun eu în ordine, frumos. În aceeași poziție, încercăm. În aceeași poziție, aproximativ, să vadă și ametistul. Ok. Mai. Așa. V-ați ales, da? Acum eu purced. Hai să purcede. Să purcedem. La etalare. Cei care ați ales acest frumos dalmațian și aceste de cărți. Hai să vedem cu ce vine luna, super lună plină în vărsător. Nu, ia, mai întâi cu asta începem. Ia, super lună plină în vărsător. Situații, evenimente neașteptate, separări, reîntoarceri. Poate vine într-un mod neașteptat împărat. Ups, wow, ce. 21. Un munte de trecut, o încercare. Mare, dar încercare sau greutate. Însă, interesant este că a venit și doi. Norocelul, trifoiul. Trifoiul înseamnă noroc. Și 27. 2, 2, 2, 2, 2. Probabil că vedeți adesea 2, 2, 2. Dar avem 21, 2.
și 27. Aș spune comunicare la distanță. E o comunicare la distanță, dar cineva, da, vrea să comunice, eu știu, ori despre niște de greutăți, ori despre un alt personaj din viața sa, pentru că doi înseamnă și alegeri. Însă, și voi va trebui să alegeți și persoana respectivă trebuie să aleagă, se hotărăște ce vrea să înceapă, o nouă direcție, o nouă, eu știu, relație, sau continuă cu manifestările karmice. Văd un 7 pentru mine, 7 foarte karmic. Dar vom vedea ce mai fi. În primul și în primul rând 21, 3. Scaieți, dar și trifoi. După o perioadă de greutăți, veți avea parte de un mare noroc. Să sperăm că acum, în curând, se manifestă acest noroc. Tu și cu 1, 3. 3 înseamnă, mare, înseamnă împărăteasa. Abundența poate că vine mai greu. Stabilitatea, femeia divină. Eu știu ce așteptați în acest 3. Dragostea. Probabil că vine mai greu, dar vine. La capătul setului de cărți, ancora. 3 și cu 5, 8. Iar o energie feminină care transformă, transformă pentru că s-a transformat. Tocmai pentru că s-a transformat, poate sunteți voi transformate sau transformați. Ați trecut prin multe probleme și v-ați găsit un soi de echilibru. Pentru că, știți, până la urmă, norocul ăsta ține, e un trifoi, trifoi, are 3 foi, da? De obicei. Oh, că de-aia e ce trifoi. Asta înseamnă că ați intrat în, apropo de 3, în manifestarea abundenței. Sunteți pe cale de a manifesta femeia divină, abundență, stabilitate și dragoste. Unii în această cale sunteți mai aproape, mai departe, dar sunteți pe cale. Interesant că am zis, v-ați transformat, vă găsiți echilibru încet, încet, ancora stabilitatea. Ia uite, steaua și soarele urmează și 9 de 9. Ia uite, vai, dar numai energii feminine foarte înalte. Urmează să vă vindecați, să atingeți o fericire și un succes la care ați lucrat foarte mult, pe care l-ați sperat. Cu acești munți, probabil că ați călătorit. A trebuit să treceți peste multe greutăți ca să ajungeți acolo. Nu știu această scrisoare ce ar putea să însemne, poate să învești, dar poate că scrieți ceva, poate faceți un jurnal, poate scrieți undeva, mărturisiți, povestiți despre încercările voastre, variază de la un nou. Hai să vedem ce alte cărți apar. Super luna plină de vărsător, în vărsător. Vedeți? Steaua de obicei, steaua, ține de vărsător. Aici e numărul 16 al turnului, evenimente neașteptate, care transformă și care vă dă stabilitate. Asta a reușit să împliniți sau să pregătiți spre împlinire cu ocazia acestei luni pline. O dată. De două ori. De trei ori. Valetul de bâte, care cred că fusese și mai devreme. Un nou proiect, poate discuție, că tot am văzut scrisoare, dar discuție care poate să inițieze ceva extraordinar, de apropo de vărsător, steaua. Vindecare clară, ia uite, de 7 de spade, de cineva care v-a mințit. De cineva care a mințit, care și-a ascuns emoțiile, care nu-și cunoaște emoțiile, nu știe ce vrea. 7 de spade, cum poți să fugi, cum poți să minți, cum poți să furi, dacă știi ce vrei în viață? Deci cu siguranță acest personaj nu a știut ce vrea. Poate nici voi n-ați știut, apropo de emoții, ce vă animă, ce vă atrage, care e direcția voastră la un moment dat, dar vă vindecați de această, să zic, necunoaștere sau fugă față de voi? Vă vindecați și vă găsiți direcția. Vai, ce frumos! Interesant! Poate cineva, iar un mesaj, nu pentru toată lumea, posibil cineva pleacă dinspre un vărsător sau părăsește un vărsător și merge către cineva cu aspecte în semne de apă. Aspecte, nu, da, pești, rac, scorpion. Dar
Dacă, iar e un alt, sunt multe mesaje. Am zis, dacă n-ați știut, eu așa văd mai degrabă, dacă n-ați știut ce vreți în viață, acum știți. Acum știți, știți, vreți să fiți fericiți. Nu știu cine a ales aici. Vreți să fiți fericiți, probabil că ați întâlnit și chiar dacă n-ați întâlnit, aveți încredere că veți întâlni persoana predestinată, persoana cu care veți fi fericiți. Și dacă ați întâlnit, posibil, pentru că aici văd niște probleme. E un munte. Poate e o distanță. Nu știu de ce mă gândesc la Alpi. Nu știu de ce. Nu se vie și Carpați. Nu contează. Probabil că pe cineva a călătorit peste hotare, a fugit de ceva, a încercat să caute, a bâșbâit, aș spune, cu șapte de spade. Bâșbâi! A bâșbâit în viață. N-a știut nici ce e, nici ce vrea, nici spre ce merge. A fugit de colo-colo, poate a furat inimi, poate a rănit inimi, s-a lăsat influențat de X, de Y, dar acum apare vindecare. Aș spune că poate cu steaua să fie un vis, poate cu steaua să fi întâlnit o persoană care ghidează, care îi arată, băi, stai mă, ho, unde te duci, ce faci, care e direcția ta în viață, ia caută tu direcția ta în viață. Cineva care inspiră, poate ați inspirat voi pe cineva, poate ați întâlnit un personaj care vă inspiră și de acum știți că trebuie să mergeți către acea direcție, către fericirea voastră. Interesant, la capătul setului de cărți, puterea și regele de spade. Vreți să vă transformați? Ori acest personaj tot cu marca, nu contează zodia, mercurian, aș spune, că spadele țin de cuvântare, da? Mercurian, într-o formă sau alta. Acest personaj vrea să se transforme, să devină un personaj înțelept, să se bucure, apropo de 10 de cupe. Să se bucure de el, de ea, de cuplu și de dreptate. De dreptate, să manifeste. Wow, dar ce cărți puternice! Să manifeste, Marea Preoteasă, wow, transformare! Curătare! De ce zic? Cu răbdare, să manifeste stabilitate și creștere, eu anume creștere. Pentru unii poate fi spirituală, pentru alții intelectuală, pentru alții pur și simplu e transformarea vieților. Wow. Și asta în condițiile în care o energie feminină inspiră, transformă cu turnul, deci fioran, aduce lumină și zi și noapte, că e și steaua, e și soarele. Și zi și noapte aduce lumină. Radiază în continuu. Și dacă voi v-ați transformat, voi asta faceți. În preajma voastră, oamenii încep să-și găsească direcția, să nu mai fugă. Probabil că cineva a fugit de vise, de destinul său. Și se întâmplă. O reorientare, să zicem. Te clarificăm steaua. Wow. Asul de spade, am zis trezire, cuvântare. Poate comunicați cu cineva și ajuta să iasă din karmă, din blocajele astea, din fuga asta. Intelectuală, mentală poate să fie. Și fizică. Da? Fugă de adevăr. Cineva a fugit de adevăr, de dreptate, de lumină, de înțelepciune. Da? Și să, ia uite, de dragul, eu știu, atracțiilor sexuale, poate că a iubit, dar cred că de-abia acum începe să iubească și să se iubească. Nu am gără de ceai. Șapte de spade. O nouă direcție în primul și în primul rând. Cu asul de spade și cu steaua, această lună plină va aduce o nouă direcție. Șapte de spade, remitul. Poate să fie fecioară, poate să fie, eu știu, cineva cu marcaj puternic. Fecioara e guvernată de Mercur, de-aia am zis mercurian. Da. Un personaj care a căutat. Dar una e să cauți în noapte, bâșbâind, fără să ai
argumente, fără să ai direcție, totuși eremitul caută steaua. De acum încolo, trezirea cuiva e o trezire. Prin cineva, cineva aduce trezirea cuiva, a voastră, prin cineva, sau voi treziți pe alții. Către 10 de cupe. Că veți fi voi doi împreună, poate sau poate, fiecare își găsește fericirea. Dar important este întâlnirea aceasta. Unul caută adevărul, lumina, steaua, altul caută bâșbâind, așa nu știe ce caută. Dar fuge de colo-colo. Aici e marea, marea diferență. Poate că de acum cel care bâșbuia în întuneric va învăța nu să bâșbuie, să caute, să aibă răbdare, să-și găsească lumina interioară și apoi fericirea în, eu știu, într-un cuplu, să fie asumat, cum a zis mai devreme. E o transformare majoră a cuiva. Ar putea să fie o transformare de la 7 de spade, fugăciosul, furăciosul, da? Falsorul, jokerul, cum vreți voi să ziceți, către regele de spade, vă dați seama, iau-te, soare, trezire, wow! Justiția, un personaj care vrea să fie corect, nu mai vrea să echilibrat, nu mai vrea să fugă. Să mintă, să ia de colo, de colo, de colo, de colo. Asta e o maie și magicianul, să manifeste. Ia uite, magicianul și marea preoteasă. Potențiale pe care până acum le-a visat sau nici măcar nu le-a visat. Apropo de visare, de marea preoteasă și de steaua, conexiuni cu alte dimensiuni. De la 7 de spade la regele de spade, ce frumos ar fi să-mi povestiți, să-mi trimiteți, nu știu, confirmări când se va întâmpla înțelepțirea acestui personaj. 10 de cupe. 10 de cupe. Calificăm 10 de cupe pentru numărul 1. Ia uite, 5 de spade. Sunt într-adevăr conflicte. Vor fi oameni cu care va trebui să se lupte personajul care trebuie să se transforme. 5 de spade. În primul rând sunt conflictele interioare între realitate și vis. Ia uite la capătul setului de cărți, steaua și asul de... Ia uite! Asul de monede, regele... Ia și justiția, regele... Uite, vai ce cărți puternice și justiția iar. Odată redirecționat acest personaj și concentrat, bărbat, femeie, concentrat, concentrată pe transformarea sa, spre manifestarea unei înțelepciuni pe care probabil o va exprima, nu o va reține. Acest personaj, deocamdată, cred că trece prin niște conflicte interioare, prin, iar, dar aș spune că le va vindeca acele conflicte interioare din dorința de a se implica asumat într-o relație cu pasiune și corectitudine. Eu așa văd, nu știu, văd un mesaj frumos. Și dacă, într-adevăr, e un personaj din trecut care va fi afectat sau mai multe, da, vor fi gelozii pe această nouă direcție. Vor fi gelozii, vor fi conflicte, dar cele mai mari conflicte sunt în interior. Mai dăm o carte pe 5 de spade. Aș mai spune că cine vrea să se transforme în bine, ghidat de un personaj puternic, înțelept, luminos, într-o anumită privință sau dintr-o anumită perspectivă, aici sună transformare, da? Va vrea cu orice chip, cu orice chip să se lupte, să aibă victorie. Dar în această transformare va trece și prin lupta sau lupta cu ego-ul, apropo de 8 de putere. Va trebui să depășească și ego-ul. Aici este o ambiție. Vreau să fiu super fericit cu Xulescu sau...
Eu. Cu cine o fi? Dar în această călătorie prin care va trece, va depăși și 5 de spate. Dar, uite, în timp ce vorbesc casul de cupe. Ce frumos, ce frumos. Da, trebuie să se vindece, pentru că în momentul în care vreau fericire. Stai, mă, mai întâi fii tu fericit cu tine, vindecă-te și apoi vei vedea. 5 de spade, mai dăm o carte. 5 de spade. Încă o carte pe 5 de spade. Poate că sunt două personaje diferite. Și se îmbină aici. Dar am zis, sunt două. Adică nu poate, nu știu, nu-i așa miese. Dar dacă voi ați fugit de voi înși, vă treceți prin niște evenimente care sunt conflictoare, sunt neplăcute, dar vă vor duce tot la fericire. Ia se vede? Bate soare. Vedeți cum bate soare, nici nu se vede. 10 de cupe. Bate soare, încă nu vedeți! Ce drăguță chestie. Vedeți? 10 de cupe. Încă nu vedeți! Ce fericire mare vă așteaptă! Dar va fi 5 de spade. Hai să rupăm. 5 de spade. 5 de spade. Ups! Mai ce a zburat ăsta. Ia uite, 3 de cupe și valetul de monede. Da. Conflicte interioare. Cum să manifeste această fericire? Cum să combin două cupe într-una și să manifesti ce relația, dar nu doar o relație emoțională, ci și practică. Cum să faci primul pas, valetul de monede, primul pas către materializarea acestei fericiri, acestei relații. Super happy, super happy. Wow! Și vedeți aici o ambiție super, super, super mare. Că tot avem super moon, avem și super happy, avem și super ambiție și avem și super ego. Asta va trebui în primul rând rezolvată. Diavolul și 6 de bâte. Da. Pentru că acest personaj are ambiția de a fi fericit, dar deocamdată ascunde. Vedeți? Ascunde și dragostea și emoțiile. Trebuie să fie mai sincer. Eu știu. Voi sunteți acești oameni? Veți depăși și veți găsi soluții. Valetul de monede. Veți găsi soluții. Dar mare grijă să nu lucrați din ego. Hai totuși. Mai dăm niște cărți. După. Câte sunt? Ok, astea le primim. Cavalerul de spade. Da, dorința de a se lupta cu orice chip. 5 de spade, am zis. Cavalerul de spade. De a avea victorie, de a merge, de a veni. Ori de a veni spre voi, doamnelor. Să vă ofere, eu știu, un inel, parteneriat, să vă impresioneze. Să zic că iubita mea, după tine am căutat în lume. Uite că te-am găsit. Mi-am ascultat intuiția. Am auzit pe la radio, pe YouTube, un alt. Vreau să fiu tot ce ți-ai dorit. Bărbatul vieții tale. Acum, da, vreau să fiu un personaj asumat, eventual. Interesant. Discuția, poate a fost o discuție cu asul de spade și aici judecata, discuția, niște discuții online sau neapărat online, care au fost revelatoare. Ajută, am zis, ori voi ajutați un personaj să devină asumat, să se implice, să-și găsească stabilitatea, echilibru financiar și apoi să vină să, eu știu, să implice în relație cu voi. Nu așa văd. Pentru că la 6 de bâte apare a doua oară, ați văzut? Ia uite, diavolul. Dacă inițial a fost din ego, poate. Încet, încet se transformă. Transformă și ego. Sperăm. Da? Da. Arată interesant. În capătul setului de cărți, ce avem? Ia uite, regina de cupe, pentru că sunt emoții. Și în momentul în care, ia uite, cineva a fugit de dragoste, iar apare fugăciosul, a fugit de dragoste și atunci când cineva fuge de dragoste, poate că voi v-ați gândit, ați plâns și voi v-ați... Dar v-ați găsit echilibru și aici e interesant. Cum poate cineva, știi, să facă acest lucru? În momentul în care voi vă găsiți vindecarea și echilibru, puneți întrebări. Adică puneți, îi faceți pe ceilalți să-și pună întrebări.
și eventual să-și dorească și ei chestiuni asemănătoare. Adică, ce înseamnă vindecare, fericire. În fine, interesant. Sper că v-a plăcut, da? Cam atât deocamdată. Mai vedem și la detalii, o să continui și cu balanța. Cam cu întârziere, dar sper că nu vă supărați, da? Pe mine, chiar așa de rău. Am zis, am niște evenimente de să le rezolv. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne regăsim la următoarele etalări. Numai bine, ceau, ceau! Hai! Numărul 2. Numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți și ochiul de tigru pe care îl iubesc, îl ador. O să facem așa. Așa. Ochidoki. Știu că unora nu vă place, dar nu mai fiți și voi așa supărăcioși. Când zic ochidoki. Hai, situații de lună plină. Super lună plină în vărsător. Super lună plină de vărsător. Ah, 18, interesant. Aveți un personaj loial, interesant. 18. În secret, cineva se gândește la voi, vrea să vă fie alături. Vedeți? Căinele. La capătul setului de cărți apare ancora și 35 și 28. 35, de fapt, înseamnă 8 și aici este deja un 8. Și un bărbat. Un bărbat nu e cavaler. Dacă sunteți, da. Aș spune că valoarea voastră e deja ancoră, e grea. Valoarea voastră este grea. Și cineva vă vede această valoare. Interesant. Văd că și-a scos pălăria. E ca și când vă onorează, se ploconează. Nu știu, adică vă salută. Cineva salută această stabilitate. Poate chiar voi sunteți persoane loiale. Dar există un soi de tristețe aici. 18, numărul lunii. Poate că oamenii nu știu. Cât de fideli sunteți. Nu știu. Poate că unii oameni se uită mai mult la valoarea voastră, la reușitele voastre, la independența voastră, dacă sunteți independenți, la, eu știu, romantismul vostru. Ia uite, mai e și un cavaler, un bărbat și un cavaler. Și un tânăr, să zic, de la distanță. Sau un personaj care acum se descoperă, interesant. Dar oameni, interesant, cum am senzația... E un sentiment acum de singurătate. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj, dar poate că oamenii nu știu cât de singuri sunteți. Și a spune că sunteți loiali voi înși vă și valorilor voastre. Și asta e mare lucru. Dar am spus, cineva vă așteaptă sau vă privește cu admirație, aș spune. Interesant. Așa, o notă de tristețe. Să vedem. Super lună plină în vărsător pentru numărul 2. Ia, au, deci am și uitat, vedeți, amestecam și ieșise, da, mi-aduc aminte. Era alta, ia uitați, hai să o caut. Ieșise în timp ce am amestecat asul de bâte cu... Stai, aici. Și trebuie să fie și invers cu fața în sus. Haideți să-l vedem, să-l căutăm. Era cu 5 de bâte. E o nouă pasiune interesantă în viața voastră. Un nou proiect pentru care... Unde era 5 de bâte? Vedeți, m-am luat cu vorba și am uitat. Trebuie să fie invers cu fața în sus, că nu cred că l-am... Așa, uite, vedeți?
Asul de bâte și cinci de bâte erau cu fața în sus, pentru că ieșiseră în timp ce amestecasem înainte de filmare. Asul de bâte și cinci de bâte. Ori o nouă pasiune care creează conflicte, o mare, mare atracție. Am zis, mare atracție a cuiva față de voi. Și nu doar sexuală, pur și simplu vibrați, aveți ceva. Care creează conflicte. Trebuie să se bată 5 și cu 1, 6 ca să aibă succes în această pasiune. Dar poate să fie și un proiect al vostru în care voi trebuie să vă zbateți cu diferite alte, eu știu, responsabilități ca să marcați succesul acesta. Dar interesant, în timp ce vorbesc apare 5 de cupe și puterea. Și la un moment dat văzusem și împăratul. Am zis, e cineva care vrea să vă fie alături, dar este un soi de o luptă și interioară și un soi de tristețe aici. Ceva... Hai să vedem. Ceva trebuie depășit, aș spune. Pentru că 8 și 1, 9 înseamnă încheiere de ciclu. Trebuie depășit. Tristețea... Însingurarea. Pentru că dacă sunteți loial vouă și vă acum, trebuie să vă bucurați de loialitate într-o relație. Aș spune. Pentru că apare transformarea. Dacă ați fost singură, ar trebui să fiți cu cineva acum. Hai. Ia uite, în timp ce vorbesc, îndrăgostiți. O dată. De două ori. De trei ori. Munciți prea mult. Am văzut 8 de monede. Prea mult munciți. Vai, ce frumos soarele. Luna și soarele. Aș spune ca numerologie. Da? 18 și 19. Da, depășiți tristețea asta pentru că meritați și veți avea parte. Aș spune că veți fi văzuți. Valetul de spade, marele preot. Wow, ce frumos. Trezire spirituală pentru unii. Prin care comunicați. Poate unii dintre voi comunicați despre, eu știu. Unii. Despre cum v-ați menținut credința în momente grele. Cum v-ați descoperit ancora, că de fapt credința este ancora voastră, reușitele sunt ancora voastră pentru care ați muncit foarte mult. Dar dacă voi ajungeți în această și cred că ajungeți, chiar așa obosiți și un pic obosiți, obosite, și pentru că asta înseamnă loialitate, v-ați dedicat, nu-i scop, cu răbdare. Am zis, poate sunteți obosiți, poate sunteți un pic triști, dar veți străluci. 18 și 19, încheiați acest ciclu și veți străluci. Și cineva vă vede. Poate că cineva vă urmărește cu valetul de spade. Reușitele, lumina, am zis, e un bărbat care vă apreciază. Sau o energie masculină care vă... Poate să fie și feminină. Sau, nu, bine, e cineva care vă apreciază. De aici apare bărbat matur. Și am văzut și un cavaler. Poate că acel cavaler este un personaj mai tânăr cu care discutați, dar totuși eu, în preajma voastră, vom vedea și la clarificări. Un alt personaj care vede cât v-ați schimbat și cât lucrați cu voi, aș spune. Pentru unii dintre voi, poate că sunteți deja într-o poziție profesională, marele preot și soarele, în care cuvântați, în care prezentați online, eu știu, sau prin alte evenimente publice, prezentați ceea ce faceți, prin scris, prin cuvântare. Și oamenii vă apreciază. Poate nu-i doar un om, poate că sunt mai mulți.
La capătul setului de cărți, doi de bâte și artistul interesant, vă transformați viața pentru că aveți pasiune, aveți inspirație, dar nu doar atât. Dacă sunteți artiști, apropo, e cineva care vă admiră, regele de bâte, vă admiră lucrarea de artă, vă admiră lucrarea, transformare, că arta înseamnă transformare. Și își dorește foarte mult să vină înspre voi. Dar în acest moment își face niște planuri. Acum, trecând peste cine mai este în viața voastră, am zis că e o leacă de oboseală, de tristeță, dar pe care o veți depăși. Poate că vă întâlniți cu cineva, stați de vorbă și acei oameni povestesc despre, uite, că mi-e place ce ai făcut, la 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 la, și vă reveniți. Deocamdată vă faceți niște planuri în legătură cu cum să manifestați, că arta înseamnă manifestare, 22, un soi de stabilitate. Și vă veți regăsi, aș spune, pasiunea. Aveți de început un nou drum, deocamdată sunteți în faza de schiță și de planuri, de vizualizare, de imaginație. Și apoi veți risca, veți risca, veți începe, dar cu încredere, cu viziune, cu... E zero, dar nu e un risc, nu pare un risc, din punctul meu de vedere. Repet, poate să fie și o persoană, dar nu vorbim doar de o persoană, vorbim și despre energia voastră și voi înși vă sunteți între două situații și la un moment dat, asta e, la una veți renunța și veți începe o cale. Voi știți care sunt acestea două. Poate sunt mai multe, dar vorbim măcar de două. Curățăm cărțile clarificatorii. Hai să clarificăm soarele pentru numărul 2. Clarificăm soarele. Ce mă bucur, soarele și marele preot. Acum că e soarele în leu, vă regăsiți credința, stabilitatea, ia uite, roata norocului. O carte. Cineva plânge. Roata norocului. Interesant, a venit așa. Ia mai o carte. Roata norocului. Clarificăm roata norocului. Judecata. Interesant. În primul și în primul rând voi renașteți. Am zis mai devreme că era o stare așa mai grea, aș spune. Poate confuzie, poate oboseală. Dar vă veți reveni cu judecata și cu soarele, clar vă veți reveni și chiar dacă roata norocului a venit cam pe orizontal, am zis, dacă ați simțit că lucrurile stagnează sau că merg foarte greu, se va depăși această stare. Pe de altă parte, succesul vostru și renașterea voastră poate să transforme alte persoane, într-adevăr poate să inspire, dar da, cineva vrea să fie... Vrea să construiască cu voi, vrea să fie alături de voi. Și probabil acel personaj care vrea să se împace sau să construiască stabilitate cu voi, acel personaj are niște greutăți în manifestarea împăcării, renașterii. Hai să vedem valetul de spade. Valetul de spade. Două cărți. Am văzut și mai devreme. 8 de spade și 8 de cupe. Valetul de spade. Probabil că acest personaj vă urmărește. Ați avut discuții sau aveți discuție cu acest personaj. Sau sunt niște vești. Dar aici este o problemă de care simt că vă eliberați. Vă eliberați. Ori găsiți soluția. Ori găsiți soluția sau oferiți cuiva soluția de a ieși dintr-un program mental negativ, dintr-un blocaj. Că am zis, cineva a fost într-un blocaj și poate voi le arătați calea într-o formă sau alta,
Prin puterea exemplului, măcar atât, dacă nu și prin alte discuții. Și dacă acest personaj nu vrea să se transforme sau încă nu poate, voi vă eliberați. Ajungeți la concluzia că trebuie să vă eliberați. Și odată eliberați acest blocaj sau eu știu ce a fost între voi și cineva, e un blocaj. Da? Odată eliberați, începe să vă bucurați de niște reușite. Ia uite, de vindecare. De echilibrare emoțională. Și vine și soarele, da, am zis. Vine soarele. Vine bucuria. Mare preot, clarificăm mare preot. Mare preot. Și asta, și asta. 9 de monede. Dacă sunteți singure, aveți încredere că vă veți găsi partenerul potrivit. Dacă sunteți singure și aveți reușite profesionale, veți ajunge la un grad și mai înalt din punct de vedere profesional. Dacă sunteți singure, cineva vrea, a zis, vă apreciază și vrea să fie împreună cu voi. Poate chiar să se căsătorească, da. 4 de spade. Poate că acest personaj încă mai are de vindecat. De descoperit credința. Dar am zis, puterea exemplu este mare, într-o anumită formă. Mai simt niște mesaje care pot să varieze. Pentru unii dintre voi, poate, cineva cu marcaj. Marcaj în semnul leului sau un Jupiter mai prost aspectat v-a blocat, dar renașteți. Renașteți după această, eu știu, perioadă de blocaj. Încearcă, v-a blocat, dar voi renașteți. Iar mai simt că dacă ați avut de-a face cu oameni imaturi, care v-au ținut iar pe loc, îi lăsați în urmă. 8, judecata, chestiuni care țin de transformare. Dacă ați avut niște probleme acasă, în familie, cu, eu știu, cultura, tradiția în care ați fost crescuți, vă găsiți independența, vă găsiți liniștea mentală, adevărul, direcția voastră. Pentru că aici este cineva independent versus cineva căsătorit sau legat de tradiții. Da? Sunt mai multe mesaje. Poate că toate sunt pentru voi, poate doar unele. Mai dăm o carte pe 4 de spade. Cineva încă se gândește. Căsătorie sau independență? Căsătorie sau independență? Puteți să fiți voi sau poate să fie alt personaj care nu știe ce să facă. Dar își va găsi adevărul. Își va găsi. Nu știu când, poate la o lună nouă. Și mai dăm o carte pe 8 de cupe. Iau, cu 3 de monede. Da. Mergeți să vă construiți viața. Și mergeți cu încredere către independență. Poate că o perioadă aveți iar de jonglat, că aveți 2 de bâte, 2 de monede. De jonglat, între 2 situații, 2 case, 2 joburi. Dar vă veți găsi direcția. Și asta vă obosește, am zis un pic. Trebuie să vă mai dați timp de meditație, de rugăciune, ca să puteți să atrageți sporul. Dar aș spune ca și concluzie, o renaștere. Judecata, soarele și marele preot și 9 de monede, deci o renaștere. Și în această renaștere sunt cel puțin o persoană, dacă nu chiar 2 persoane, care își doresc să fie alături de voi, să construiască, să, da? Să se bucure de această loialitate. Ora lor față de voi, ora voastră față de ei, ora voastră față de voi înși voi. Și atunci când știi că
cunoști un om dedicat, parcă totuși e interesant să stai în preajma acestui personaj, nu? Pentru că știi că poți să construiești foarte multe împreună. Da. Dar trebuie să lăsați. Iar aveți e un personaj în viața voastră, nu știu care din cei pe care i-am descris mai devreme, care a avut tendința să se joace în viață, să se bucure de viață, dar a ajuns la, eu știu, în situații foarte neplăcute. 10 de spade, 8 de spade, probabil. Da? Și acum este chemat la maturizare, la înțelepțire, la asumare, regele de spade, 8 de monede. Și dacă acel personaj nu se transformă, clar, clar că voi veți fi mai concentrați, mai raționali, să zic, concentrați pe credința voastră, pe bucurile voastre, pe reușitele voastre și pe munca voastră. Dacă cineva v-a trădat. Hai să mai vedem ce alte cărți vin. Uite-mi cărțile. Pentru numărul 2. Uite ce cărți. 5 de monede. Marele preot iar marcaj semnul taurului. Și 8 de băte. Dacă cineva cu marcaj în semnul taurului v-a părăsit, am zis, renașteți. Dar dacă nu e semnul taurului, poate să fie și semnul leului, că e casa a cincea leului, în fine. Iar, renașteți. Dacă familia v-a ținut într-un anume soi de, eu știu, tristețe, de probleme financiare, emoționale, ați crezut că v-ați pierdut credința în acea familie, în acea cultură, mergeți mai departe, vă transformați. Poate să fie transformarea voastră sau a unei persoane din viața voastră. Mai dăm o carte de curiozitate să vedem, după 8 de bâte. Da, țintiți către soare, către mai mult. Ia uite ce frumos, către stea, către destinul vostru. Ce frumos! Ce frumos! Și încă ceva, aceste mesaje sunt personale, dar, repet, posibil pentru unii dintre voi, un personaj să fi fost părăsit în familia sa, în căsătoria sa, să fi simțit singur și să nu spună că e secret. A? Și să-și dorească să vină, să comunice și să construiască cu voi, eventual, pentru că simte că e predestinată această, să zic, colaborare, vindecare. Da? Ce frumos! Da, acest personaj, sau voi, renunțați la responsabilitățile prea multe, nu zice nimeni că nu sunteți responsabili, dar prea mult e prea mult. Inoficinal, nu? Și vă concentrați pe puterea voastră, pe transformarea voastră și eventual pe oameni care, chiar dacă sunt diferiți, încearcă să se înțeleagă. Vă regăsiți magia, energia, încrederea în voi și veți alege. Veți alege cu 7 de monede, o nouă direcție. Și iar, repet, poate să fie vorba și despre voi și despre un personaj din viața voastră. Voi știți. Dar e drăguț că apare și la voi, și leu, și vărsător, ca și confirmare că vorbim despre energiile unei super, super luni, apropo 18 lună, da? În vărsător. Vărsător. Cam asta a fost etalarea. Da, e frumos. Dar e o bucurie și o frumusețe după, am zis, vine cu un soi de oboseală, așa simt. Uitați-vă și oboseală. Da? Pe care o veți depăși. Pe care o veți depăși, nu zice nimeni că nu o veți depăși. Dar, nu uitați, eu acum am preluat starea. Nu știu cum să o explic.
Da, oarecare reținere, dar veți simți și bucuria că e soarele. Veți simți. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau! Numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți și haolit, haolitul sau hoalit? Haolit, parcă. Zice că e bun pentru vindecare. Probabil că aveți ceva de vindecat, să vă regăsiți inocența, puritatea, într-o anumită formă, că e alta. Rămâne de văzut. Aici a venit ceva, ca să nu scap, nu ne-a venit nimic. Hai să vorbim despre te. Țineți, ia și la voi soarele, că toți suntem în zodia leului. Țineți foarte mult, sau cineva ține la... Dacă voi știți că sunteți veseli și super cute, așa, drăgălași, cineva ține foarte mult la voi. Ori, eventual, voi țineți la un personaj care vă face copii, vă face fericiți, vă face să vă simțiți drăgălași. Hai să vedem. Ce alte cărți mai vin? Curățăm cărțile. Numărul 3. Situație de super lună în vărsător. Super lună în vărsător. Situațion. Situațion. Wow! 9 și 8. Uf. Cușciugul și buchetul de flori. Și 22. Iar femeia... femeia și bărbatul. Un soi de împărat și împărăteasă. E o nouă cale, vedeți, e în zona care urmează să se manifeste. E o nouă cale care se deschide în fața voastră. Poate 22, iar 29, 28 sunt numere care contează pentru voi. Dar e o nouă cale. Mari transformări. Ori dacă sunteți singure, se transformă această independență în singurare. Bărbați, femei, că puteți să fiți bărbați singuri. Nouă, de obicei, nouă de monede, da? Care vă bucurați de atracția, eu știu, sau de atenția multor persoane, da? Care sunteți frumoși, plăcuți, bărbați, femei, da? Aveți niște reușite. Aveți bănuții voștri, în general. În general, e o persoană independentă, da? Dar apare acest 8, transformare. În curând nu o să mai fiți. Dar în ce sens? În sensul bun. Pentru că vă găsiți calea către ce? Către un parteneriat, vedeți? Noi, vai, ce interesant! 2-2-2, vedeți? Iar probabil că vedeți și voi 2-2-2. Des. Ia uitați. Am zis parteneriat, 2 pentru mine înseamnă parteneriat, dar sunt două persoane. 2. 29 și 28. Wow! Dar, pentru asta, cineva va trebui să, probabil să împartă banii, să-și transforme finanțele sau are niște chestiuni legale și financiare de rezolvat. Wow, ce cărți, vrei, ce cărți. Păi, foarte interesante cărțile. Hai să vedem, măi, măi, dragii mei. Da. La capătul setului de cărți, uite, 9 de spade și împăratul, că vorbeam de împărat și împărăteasă. E cine, ia uite, băi, 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 cine s-a îndrăgostit aici? Cine s-a îndrăgostit vrea să înceapă nouă cale? Apropo de cale, zero, da? Vrea să ia pe această cale. Și către ce? Către împărat, 2 și cu 2, 4, împăratul. Să devină un bărbat asumat sau o femeie asumată, să preia controlul vieții sale, dar, deocamdată, are un mare stres. Probabil chestiunile acelea financiare despre care vorbim mai devreme. Da. Se gândește, pot, nu pot, pot, nu pot, cum o să fie? Auleu, auleu. Et, auleu, auleu, da? Trebuie să-și pună în ordine gândurile. Și am așa o tensiune acum în cap. Ah, probabil că are dureri de cap uneori, da, conflicte. Trebuie să învețe să se lupte, să pună granițe personale, să se lupte și așa mai departe. Ia uite, în timp ce vorbesc, 10 de spade are de lăsat ceva. Cine? Am, eu știu cine. 8 și 10 de spade. Mare durere. Are de lăsat în urmă o mare durere. De transformat durerea. De alchimizat.
să vedem. Îmi arătăm. O dată. De două ori. De trei ori. Super lună. De ales. Albă, neagră. Un nou drum. Că tot vorbeam de drumuri. 8 monede. Diavolul. Și 5 de monede. Probabil că... Să vedem. 5 într-o anumită formă aduce schimbare. 15. 8, 15, 5. Și am vorbit de 8. Cineva muncește, face bani într-un mod nesănătos, toxic, sau pentru cineva care nu este corect. Că am văzut aici, justiția, necazul și banii. Justiția, necazul și banii. Cineva face bani într-un mod nu tocmai onorabil. Asta e. Și apare central și diavolul. Care diavolul poate să fie energia lor obsedată de bani, de carieră, de relații karmice sau într-o relație karmică în care acest personaj sau voi sunteți într-o relație karmică în care banii sunt primul, eu știu, lucru care contează. Poate și sexul. Dar nu e o relație prea grozavă, pentru că vă doriți 5 de monede. Sau doriți, se manifestă. Vă dați seama că de fapt aici e gheață, emoții. Emoțiile sunt înghețate. Credință nu e. Urmează să intrați în dacă vreți, în biserică. 5 este și numărul marelui preot. Poate că unii dintre voi vă dați seama că relația karmică în care stați, pentru care ați muncit, pentru care, eu știu, v-ați implicat, eu știu, trebuie schimbată. Nu degeaba, repet, am văzut, dați în urmă, a fost nebunul. Calea, e o nouă cale care trebuie să se manifeste. Da? Între doi oameni care se privesc față în față, se respectă, se apreciază, nu care se intoxică, nu care se leagă, sunt doi oameni liberi, cu conștiința curată și liberă. Ce interesant. Dar totuși o chestiune legată de bani, de moșteniri. Și repet, poate pentru unii să fie un șef foarte toxic sau un personaj care încearcă să acapareze prin sexualitate și mai ales prin finanțe. Băi, iar 4 de monede. Dacă știți că aveți, eu așa simt pentru unii, dacă știți că aveți această relație se va încheia. Și veți fi independenți și va urma o nouă cale în care cineva, vă veți întâlni personajul potrivit. Omul, femeia care vă respectă, vă iubește și cu care puteți construi ceva de durată, ceva asumat, rezistent, da? Sănătos. Am văzut și împăratul. Împăratul poate să fie o persoană dominatoare, toxică, dar... Din ce văzusem eu mai devreme, ar putea să fie zero și împăratul un personaj care vrea să fie asumată, să fie într-o vibrație înaltă. Da, ia uite, ați jucă uși, confuzii, secrete, aventuri, banii la ciorap. Dacă aveți de-a face cu acest tip de personaj, care... Acum zice că se implică, mare, mare pasiune. Pe urmă vă lasă. Nu cred că o să meargă. Doamnelor, sunteți prea, prea faine, prea mișto pentru așa ceva. Domnilor, la fel. Prea finuți pentru asemenea femei. Dacă cineva
folosește financiar și sexual, până la urmă cât ați vrea să stați în preajma acestor relații. Se mai satură omul, nu? Se mai satură omul și de așa ceva. Zic eu, părerea mea. Eu cel puțin m-aș sătura de asemenea. Adică eu în general nu permit, dar cred că dacă aș permite, aș permite pe termen super, super scurt. Adică nu, la o vârstă, hai că poate în tinerețe ești mai imatur și nu-ți dai seama ce se întâmplă, dar când ajungi la o vârstă, iau de 9 de monede, vorbim de independență. Domnilor și doamnelor, vorbim de independență. Vedeți ce frumos? Ia uite și stea, am deschis la stea, apropo de vărsător, superlună în vărsător, a apărut stea la toată lumea, da? Vă vindecați de relațiile karmice. Relații karmice. Unul muncește și altul o freacă. Scuzați-mi expresia. Cu ce? Cu adicții, cu obsesii, cu prostii, da? Iar, 5 de monede, 5 de monede. He? Și vă simțiți singuri. Și stați pe loc, munciți, unul muncește și altul ține, eu știu, nu știu ce ține, ține, stă, ține relația pe loc. E o încrâncenare. Ia, hai să ne curățăm cărțile, clarificăm. Clarificăm 8 de monede. Wow! Este totuși parcă prea mult, prea mult. Ia, 8 de monede. Cineva vă blochează independența? Uai, ce e aici? Dar sunteți chemați, ia uite, să manifestați o nouă relație. Există și pasiune și potențial de lungă durată. Se poate construi dacă vă eliberați de a treia persoană sau de a treia persoană care poate să fie oricine. Și șef, și prieten, și familie, și adicții, și orice. Ia uitați, conflicte acasă, wow! Wow. Poate cineva e căsătorit, are o soție, un copil care creează probleme, dar deja sunt prea multe. Haideți să stabilim o singură carte, vă rog frumos. Uai, de mine. Și totuși se va manifesta o relație frumoasă, nu știu când. Trebuie să riscați 0, 1 și 10. 0, 1 și 10 poate ar trebui, mi-aduce aminte, nu știu ce, de 0, 1 și 10. Mi-aduc acum aminte de prima etalare. Puteți să cântați acolo un pic ceva, dacă vreți. Clarificăm 8 de monede. 8 de monede. Îndrăgostiții și temperanța. Da. Stați un pic, stați un pic. Da. Poate că cineva e prea concentrat, a fost prea concentrat pe bani și apare o nouă dragoste care vă învață să vă echilibrați. Care? Dar să vă echilibrați obsesia pentru bani sau dragostea voastră vindecă pe cineva care s-a obișnuit să trăiască în relații karmice fixate doar pe sex și de pe bani. Pentru că temperanța e singura care anulează diavolul. Temperanța înseamnă rugăciune, înseamnă răbdare, înseamnă curățare emoțională, energetică. Și e dragoste, se poate manifesta dragoste, echilibru emoțional, dar după ce se pun în ordine niște gânduri, după ce se pun la punct niște dușmani, după ce se depășesc niște conflicte, mai dăm pe diavol, clarificăm diavolul. Ce cărți. Diavol. Marcaș puternic în semnul Capricornului, Fecioară, Taur. Diavol. Diavolul cu probleme cu justiția, am zis mai devreme. Ori o relație, căsătorie inclusiv sau contract super toxic a cuiva. Cineva e căsătorit cu o persoană toxică, adictivă, obsedată, de control, da? De bani. Poate și de sex.
O relație super toxică. Sau e un contract. Sau cine face bani, face... Am zis mai devreme, ia uitați. Necazul, da? Coasa, banii și justiția. Mai, PC, totuși. Probleme. Probleme, am zis. Ilegale sau probleme, pur și simplu, cu banii. Care, deci banii, că de fapt coștiugul ăsta poate să fie un safe. Why not? 8, casa 8 a scorpionului, ținești de banii. Da? Aici trebuie transformat. Wow! La capătul setului de cărți, 8 de bâte. Iar trebuie părăsit, 8 de bâte, trebuie părăsit cât mai repede acest context în care cineva ține banii, fură, minte, aduce lacrimi, da? Și produce separări, zdruncinături, efecte nefaste și totuși turnul și judecata înseamnă renaștere. Dacă, mai complicat, complicat în general la numărul 3, cam tot timpul e complicat, a fost o perioadă de relaș, dar acum iar devin cărțile complicate. Dar aș spune că, posibil, ori voi, ori persoana respectivă, totuși își dorește să părăsească acest context toxic. Pentru că 8 de bute zboară cât mai sus, cât mai repede, cât mai la distanță. C-o fi situația la distanță, c-o fi situația peste hotare sau, repet, e dorința de eliberare și de transformare. Apropo de august, da? Wow, ce cărți! Poate pleacă ei din viața voastră sau poate pur și simplu se manifestă. Un soi de eliberare, spune cop de pute. Da, e comunicare, sunt drumuri, sunt niște chestiuni, într-adevăr. Sunt multe. Toate înseamnă 8 de bâte. Comunicare, pasiune mare, e și pasiune mare, dar situații la distanță, peste hotare și dorința de eliberare. Mai dăm pe 5 de monede. Tarificăm 5 de monede, vreau frumos. Pentru că aici este ideea, trebuie să alegeți între cineva. Și justiția vorbește de alegere. Cineva sau voi, sau și unul și altul. Că nu alege doar unul. Aleg toți implicați, nu? Trebuie să aleagă între bani, eventual între energia toxică și justiție. Și echilibru, și relații sănătoase. Și să știți că pentru, ia uite, apropo de încarcerare mentală, fizică, blocaje, programe mentale negative, transformare negativă, lanțuri, mai zic și eu, nu vă supărați, da? Posibil de o femeie care ține de bani. De o femeie care ține de bani. Mamă, soție sau eu știu, persoane materialiste. 5 de monede. Dar ce îmi place totuși? Hai să vedem partea frumoasă. 22. 22 e foarte important pentru cei din acest număr. 22. Își va găsi calea către ce? Împărat, am zis mai devreme, către echilibru. Da? Către bărbatul și femeia de înaltă calitate, să zic. De înaltă calitate. Și în timp ce vorbesc apare soarele și 10 de monede. Da, va fi o căsătorie fericită cu altcineva. În momentul în care apare justiția, înseamnă și separare. Nu doar chestiuni legale, în justiție, contracte, poate să însemne și un divorț, ar fi varianta bună, ar fi frumos cineva să divorțeze de această energie toxică, karmică. 5 de monede. 5 de monede, da. Interesant, lucrurile se manifestă acum. Ia uite, ați fixat 8 august, septembrie. În această perioadă se manifestă toate aceste transformări intense. Și poate că ceva legat de justiție, în varianta bună, să zic un răspuns bun, ar fi undeva prin noiembrie. Poate. În timp ce vorbesc, ia uitați. Da, flăcări gemene, casă, familie, relații frumoase, dragoste.
Poate cineva da, vrea să, opa, cineva vrea să lase o căsătorie pentru o nouă dragoste. Acum, asta, posibil, am zis-o, ia uite, 10 de cupe. Vrea altfel de relație. Vrea, uite, diavolul și eremitul. Capricorn, fecioară, 15 și 9. Event, da, în septembrie, persoana respectivă toxică își va înfrunta demonii. Da. Da, după toate, interesant, demonii, confuziile, opțiunile și va începe, interesant, iar stea apropo de vindecare de vărsător, și va începe să înțeleagă confuziile în care a trăit, pasiunea adevărată, ce vrea să manifeste cu adevărat, care este personajul cu care e predestinat sau direcția care e predestinată să o manifeste, înfruntarea demonilor, ar spune. Noaptea întunecată a sufletului. Uf! 5 de monede, încă n-am sfârșit. Dăm pe 5 de monede, te rog frumos, ia. 6 de cupe. Asta este. Aș spune că sunt două planuri diferite. Trăiți. Sau personajul de lângă voi trăiește în acest context și în plan cu, sau în relație cu voi are parte de relații sănătoase, echilibrate, corecte, în care există înțelegere, copilărie, drăgălășenie versus relațiile în care se simte singur, părăsită, relații reci, glaciale, dar concentrate pe bani și poate pe un anume tip de sex, whatever, sau adicții. Da? Aș spune două luni paralele, două relații paralele, de aia că trebuie să și aleagă. De a apare și dorința de a divorța a cuiva. Wow, ce cărți! 6 de cupe. Pentru că probabil în acest context, îndrăgostiții și 6 de cupe, personajul și-a găsit, dacă sunteți voi, sper că sunteți voi cei care ascultați, și-a găsit, simte că sunteți persoana predestinată. Aici este persoana predestinată, aici este persoana karmică. Da, trebuie să transforme, trebuie să se transforme, trebuie să pună capăt dezamăgirilor, să schimbe energiile. Și uneori schimbarea aduce ceva durere, dar durerea, transformarea merită, să zicem. Dacă mergem spre bine. 6 de cupe, diavolul, iar probabil să fie un ex care influențează într-un mod negativ, de care trebuie să vă eliberați. Zic, roata norocului. Ia mai dăm o carte pe 6 de cupe, chiar așa, mai dăm o carte pe 6 de cupe. Da, valetul de monede. O nouă direcție. O nouă direcție, aș spune. Ia uite, care aduce soarele și reușite. Da? O nouă direcție. Un nou personaj. Care aduce bucurii, stabilitate. Da? Trebuie separat de ce e toxic. Hai să mai vedem. Curățăm cărțile. Super lună. Ia uite ce cărți au venit. Valetul de bâte. Eu am zis, nu știu dacă voi, oricineva vă părăsește, dacă vă părăsește, e spre binele vostru, sau cineva trebuie să lase în urmă o femeie. Am senzația cu acest patru de monede, pentru că are de răspuns în fața cuiva. Are de transformat moartea, da? De transformat, de răspuns. Poate chiar în fața justiției pentru bani sau de separat banii din casă. Lună. Sunt niște secrete legate de bani, eventual de altă relație. Regina de spade, ce frumos! Dacă acum aveți confuzii legate de acest personaj toxic sau
Personajul toxic va ascunde niște situații din viață. Veți găsi răspunsurile. Se va face, cu alte cuvinte, dreptate. Dacă alegeți temperanța și dreptatea, vi se va arăta adevărul într-o anumită formă. Poate cineva cu valetul va comunica și cu regina de spade. Ei sau altcineva, nu știm, vom trăi și vom vedea. Asta e. Aș vrea, clarificăm valetul de bâte. Da, uite, e un cuplu puternic aici. Dar ca să se manifeste acest cuplu puternic, diferit, special, trebuie eliberat, ia uite, 10 de spade de o situație foarte grea, foarte grea. Asta e aproape la pământ, aici e un coșciuc. Nu vorbesc despre morți, vorbesc de transformare. Ia transformări financiare în casă, da? Multe responsabilități în care cineva ceva, îmi bag picioarele, scuzați-mi expresia, nu mai, gata, m-am săturat, vreau o singură direcție, vreau o singură, dar vreau să mai am pasiune, energie. Pentru ce? Pentru o relație frumoasă în care cei doi se ajută, se susțin și în care nu sunt confuzii, nu am frici, ci există claritate. Ia uite, așa ce frumos, în vârful spadei, în fluture. Mintea, psihicul e clar. Nu confuzii. Că nu știu unde merg. Care mi-e prieten, care mi-e dușman. O, da. Clarificăm totuși valetul de bâte. Vedeți, are legătură. Valetul de bâte a venit pe această alegere. Asta e. Alegeți personajul care vă obligă să faceți bani tot timpul. Da? Sau jobul, sau familia, sau ce-o fi, sau relația, dragostea care vă vindecă și vă echilibrează. Și cineva trebuie să facă această alegere și să lase în urmă, ia uite, 3 de bâte. E o călătorie foarte necesară de făcut. Iar călătoria, calea, trebuie cineva să facă. Așa am văzut și 8 de bâte. Da, trebuie făcut un drum, dar... Îmi place în aceste de cărți că la acest 3 de bâte deja apare uliu, apare claritate mentală, apare direcția, mesagerul divin, aș spune. Celui care trebuie să aleagă între o relație și o nouă direcție și o nouă bâtă. Bâtă. În fine, vorbim totuși de simbolul, da? Da. Dacă cineva v-a făcut să suferiți, lăsați-i să plece, lăsați-i să plece și bucurați-vă și voi de cupele voastre. Iar sper că nu sunteți voi. Iar e un personaj care, e expresia asta, râcâie în trecut, se tot uită în cupele din trecut. Păi, acesta a plecat. Ce tu mai cauți în trecut? Poate să fie un fost, o fostă, că tot am văzut semnale. Fost, fostă care tot... Aduce aminte și aduce aminte. Măi, ce tot cauți? Hai, concentrează-te pe 9 de cupe. A plecat, a plecat. Dacă cineva vă părăsește, să știți că e spre binele vostru. Dacă. Mai ales dacă are această energie toxică. Sau poate vă părăsește ca să clarifice și să rezolve problemele și să se întoarcă clar, cu mintea clară și în adevăr, posibil și asta. Mai dăm pe lună. Iar cu 4 și cu luna, chestiunea acasă, acasă, cu mama sau cu o energie feminină, aș spune în acest context negativă. Ia uite! Înfruntarea demonilor, ce am zis mai devreme, cu eremitul și cu diavolul, asta e, și cu emoțiile negative. Voi, ei și unul și altul. Uite, bătălie aici. Pentru ce? Pentru o nouă relație. O nouă relație. Nu știu unde sunteți, de ce parte sunteți, de partea karmică sau de partea dharmică. Nu știu. Dar... Cine e căsătorit va fi independent, că 8 înseamnă casa 8-a,
căsătorie, relații karmice, bani, la la la. Cine e căsătorit va fi independent, cine e dependent se va căsători, dar să sperăm că nu cu relația karmică, ci cu persoana aceasta, bărbatul și femeia predestinată. Vedem o carte. A venit invers. Asul de bâte. Se reține pasiunea până se rezolvă problemele. Uite, pentru că e nevoie de transformare. Iar apare 5 de monede. E nevoie de transformare. Ca să se manifeste primii pași pe o nouă direcție. Sănătoasă, clară. Ia uite. Regele de cupe. În care se exprimă emoțiile, aș spune. În care se exprimă fericirea, nu se reține nimic. Interesant. Încă o carte. Asul de gâte, aș spune. Da. Da, ia uite, și 10 de cupe. Ce frumos a venit în fața voastră. Măi, va fi bine, dar e de domeniu acum, în această 9 și 8 august și septembrie de mare transformare. Poate când cineva în septembrie își găsește independența, eu știu, ar fi frumos. Și apoi urmează, se manifeste prin octombrie, noiembrie, că noiembrie apare justiția. Primii pași către întâlnirea. Sau manifestarea, pur și simplu. Manifestarea, nu neapărat întâlnirea. Față în față, doi oameni, cu mintea clară, cu conștiința curată, doritor să creeze echilibru, adevăr, fericire. Pentru asta pasiunea se reține. Pentru că nu vreți să mai repetați situațiile din trecut în care dați curs pasiunii și se manifestă obsesia, dependența și celelalte au rămas, da? În aer. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau, numai bine!